veche este locul în care intri în viață. E o parte foarte importantă a vieții mele. E locul care mi-a dat cele mai frumoase cântece. Vama veche e o stare pe care o porți cu tine. Venirea asta la Vama veche e, cred, un cadou pentru Ștefan, care e destul de legat de locul ăsta. Iar pentru Jane, cred că e un soi de a se conecta la sursa cântecului. Acum, dacă ai înțeles că aici nu dormim niciodată, că asta e starea cântecului. Tudor este nebun. It's really nice to be like this. Music is freedom, it's craziness, it's all these things, so I like. În Vama trebuie să te orientezi după un singur lucru. După răsărit. Okay. Atât. Eu am făcut cele mai importante momente din viața mea muzicală trezindu-mă la ora 2. Mă trezeam la ora 2, mă culcam la ora 5 dimineața. Am să mă întorc bărbat, a fost un disc făcut printre sticle de vin și beții de bere. Recunosc, nu-mi renec trecutul, dar aveam ceva de spus. Cea mai plăcută deconectare pe care o puteam avea înainte de un moment atât de tensionat, de important, este să respire aerul ăsta plăcut de mare. În fiecare an mă chinui să le scot din cap orice fel de idee, de trofeu și de strategii și de altceva decât singura noastră strategie este muzica și momentele de pe scenă. Atât. Marea ne arată cât suntem de mici și din cauza asta ne liniștim, că oamenii încep să se ne liniștească când au senzația că sunt mari. Omul plajei e total diliu și e liber. Omul plajei e un ideal. Omul plajei în varianta Oamenii plajei. Jane, Ștefan și Tudor Chirilă. La birou am un șef video. Hey, nu înțelege că eu trebuie să-mi dă. Secretara mea a înțeles. Stă pe plajă și bea liniștită un nes. Să rămânem toți la
Ha! Ma, bravo, Tudor! Uitați-vă la noua modă din Vama Veche! Este moda toamnă-iarnă! Vama Veche! Mamă, trio, Tudoriu! Bă, ce... Stai ușor, ușor, ușor! Pui și mie cine te îmbracă! Doamne, ce afo! Să nu-l sun niciodată! Jane, Ștefan și Tudor, aplauze pentru el! Despot! Vă mulțumesc din suflet pentru momentul ăsta. Este exact ce aveam nevoie după momentul Andradei. M-ați readus cu picioarele pe pământ. Dar având în vedere că e iarnă, luați ceva să vă îmbrăcați, să nu vă fie frig.